Am auzit cum predicatorii spun, apostolul Pavel deloc nu aducea aminte de diavol, undeva într-un singur loc a amintit așa printre rânduri. Așa că subiectul este închis. Acest lucru nu este adevărat. Efeseni 2:1. Pavel se adresează bisericii din Efes și spune, voi erați morți și în greșelile și în păcatele voastre. În ce spune că oamenii erau morți? În greșelile și în păcatele voastre. Iată ce omoară omul, greșeli și păcate. Eu știu foarte bine acest lucru. Am fost păcătos, am avut greșeli și înțeleg foarte bine. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci, versetul 2 arată clar. Cei cu greșeli, oameni morți, păcătoși, oare sunt ei influențați de diavol sau nu? Este scris clar. În voi locuia un duh, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. El spune, deoarece sunteți credincioși, ați trecut această etapă, dar cel care în continuare se află în neascultare, care se află în păcate, în greșeli, cine este în el? Duhul neascultării. Cine este acest duh? Satana, orice duh necurat, oștile demonice. Amin. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam după împoftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din firii copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Să revenim la versetul 3. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din firii copii ai mâniei ca și ceilalți. Tu poți să vezi că în fiecare epistolă Apostolul Pavel scrie fiecare biserice, încă mai sunteți ferești. Între voi sunt certuri, contradicții, dezbinări, curvii. Astfel de oameni nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Dacă trăiți după fire, astfel de oameni nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Încă mai sunteți închinători la idoli, lacom de avere, închinători la mamona. Astfel de oameni nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Sunt scrise aceste lucruri în Biblie? Da. Pavel aici a dat explicație ce el are în vedere când spune trăiți după fire sau după suflet. Iată despre ce se vorbește. Pavel spune, când omul trăiește după fire, cu păcate, cu gânduri greșite, el încă mai rămâne mort, firesc, deoarece cel ce este născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește, spune Ioan. Și poți întreba, și ce caut eu în biserică? Iată, eu vreau să înțelegi ce tu cauți în biserică. Trebuie să te naști și să nu pierzi timpul în zadar. Dar trebuie să începi să crești. Pentru aceea Dumnezeu ți-a dat viață și biserică, ca tu să crești. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Amin.